adică doar acum vin să-i întâlnesc și să vorbesc cu ei. Mi-ar plăcea să am mai multă grijă, dar uite, abia astăzi o să-i cunosc. Poate după aia mă mai des cu ei. Cât ți-ar ce vârste aveți? 13. Și mate. Și ești cea mai mare? Nu, sora mea e cea mai mare. Sigur, eu în primul rând aș vrea să știți că în general, nu vreau să vă dezarmez, dar toate lucrurile cu adevărat importante, adică cele care contează, se obțin cu multă muncă și cu ceva sacrificiu, ăsta este adevărul. Dar cred că important, mai important decât asta este să știți și să vă alegeți în viață ceea ce vă place. Rezultatele vin atât de frumos atunci când lucrezi cu plăcere și parcă și munca e mai cu rezultat și mai frumoasă și tot se întâmplă într-un ritm. Bun venit! Bun venit! Ce gașcă simpatică avem! În general, întâlnirile cu copiii sunt foarte, foarte frumoase. M-am bucurat că astăzi la Constanța am avut ocazia să găsesc copii extrem de entuziaști, cu dorință de a-și depăși limitele. Asta e un lucru extrem de important, deși pare un clișeu, dar pentru ei este extrem de important. Consider că au nevoie de mai multă încurajare decât poate noi ceilalți, dar pentru că ei au crescut aici în familie, uite ce frumos zâmbesc, pentru că au crescut în familie avându-se unul pe celălalt, deja lucrează în echipă, se susțin. Cred că sper eu că lucrurile dificile au trecut în viața lor și că de acum urmează un viitor extrem de frumos, pe care, sigur, la care și ei trebuie să contribuie extrem de mult, să-și dea silința, chiar dacă sunt încă niște copii, trebuie să-și stabilească în primul rând prioritățile și să știe ce își doresc în viață. E cu siguranță greu pentru un copil crescut în familia lui să atingă astfel de performanțe precum cele atinse de tine, dar minte pentru ei. Pentru ei, cu siguranță, sacrificiile trebuie să fie și mari. Asta spun, cred că sacrificiile sunt mari pentru toată lumea, pentru că mulți dintre ei aici au crescut încă de copii, e dificil poate să facă sau le e și destul de greu să facă o comparație cu alți copii și poate că nici nu trebuie. Dacă ăsta a fost destinul lor până acum, ei de acum crescând și fiind copii la vârsta la care pot să-și asume ușor-ușor responsabilități, vor reuși să își stabilească obiectivele în viață, să știe ce își dorește fiecare dintre ei să facă și, așa cum le-am povestit și la întâlnirea noastră, trebuie să știe că pentru orice își vor dori să facă în viață, e nevoie de muncă, e nevoie de multă ambiție, n-aș vrea să trăiască cu prejudecăți, vreau să știe că așa cum suntem noi, sunt și ei, două mâini, două picioare și un cap pe umeri și depinde de fiecare dintre noi cât de bine știm să ne folosim de calitățile pe care le avem. Cu toții suntem înzestrați cu calități. Sigur că unii poate au avut un start mai dificil, dar asta nu înseamnă că e o luptă pierdută. E bun sportul? Sportul este excelent. Mulți dintre ei mi-au și spus că practică sport, că le place. E important și pentru starea lor fizică, dar și psihică. Și mai mult decât atât le-am spus că până la urmă campionii nu sunt doar în sport, campionii sunt în orice domeniu, așa că orice meserie vor dori ei să aibă de acum încolo, să-și dorească să fie niște campioni. Câteva sfaturi? E dificil să dau sfaturi și în general mă feresc să fac lucrul ăsta, dar le-am recomandat în primul rând să își aleagă în viață, să lucreze sau să facă ceva cu plăcere, să se gândească ce vor, să facă cu drag, pentru că altfel nu va fi un chin, nu va fi o muncă asiduă așa zi de zi, să fie ambițioși, respectuoși, să asculte de sfaturile celor mai mari, care au mai multe experiențe de viață și, indiferent de obstacolele pe care le vor întâmpina, să nu abandoneze lupta.